Breath Box este o clădire realizată pe malul mării, cu fațada principală ce reflectă imaginea apei. Proiectul este dinamic și se bazează pe o temă caracteristică regiunii în care a fost amplasată clădirea. Construcția este destul de simplă, având o formă minimalistă din lemn. Astfel, spectacolul oferit de recompunerea oglinzilor deformează lumea reală sub efectul vântului. Această interacțiune dintre elementele naturii și simțuri este o experiență minunată și o emblemă a locului. Construită în 1887 pe malul unui lac, biserica Saint-Anice s-a păstrat de-a lungul deceniilor, deși comunitatea de enoriași, parcă pe zi ce trece, s-a diminuat semnificativ. Astăzi biserica s-a transformat într-un spațiu modern, iar locul de cult este privit ca o inovație și un model de urmat pentru comunitățile din Canada. Artistul Eșel Gagnon a fost sprijinit de Ministerul Culturii pentru a integra arta în arhitectura bisericii. Arhitectura face parte din cadrul Imperiului Romano-Bizantin. Această arhitectură ecleziastă, sub aspectul tehnicii constructive, manifestă o tendință orientală și occidentală, executată din materiale ușoare, cum ar fi cărămida și ridicată pe suporți liberi, coloane legate prin arcuri. Acceptarea lucrărilor rupte de lumea bizantină sunt realizate pe panouri sculptate în bazorelief și sunt instalate la intrarea în biserică. Îmbogățirea spațiului aduce parcă un plus de mister bisericii. În Muzeul de Cultură din Canada are loc o proiectare a unei scenografii realizate de Christian Michaud. Expoziția se referă la eșecurile și succesele ce au marcat prima expediție în Arctica și pune la dispoziție 250 de artefacte extraordinare, fiind prima dată expuse. Artistul a încercat să fie atent la toate detaliile, astfel a creat această lume în spațiu expozițional din lemn brut, fotografiile și documentele scrise de mână. Materialele subliniază aventura și invită vizitatorii să retrăiască momentul. Centrul de artă Georges-Émile Lapalme a aniversat de curând 50 de ani de la înființare, iar acesta a fost momentul potrivit pentru modernizarea spațiului. Complexul, care se extinde pe o suprafață destul de mare, a reorganizat cele 5 săli de spectacol, zona de lounge bar și imensul spațiu expozițional. Proiectul include, bineînțeles, și modificări la fațada exterioară și intrarea principală. Accentul a fost pus pe proiecția de lumini personalizată și elementele arhitecturale dinamice, ce ies foarte bine în evidență. Mediul acesta avea nevoie de impact, de nuanțe vibrante, întreg spațiu să fie transformat într-un centru de performanță contemporană ce reflectă într-adevăr activitățile culturale. Zona de lounge bar nu este nici ea săracă în dotarea cu lumini. Corpurile de iluminat suspendate creează o atmosferă de dans. Clădirea este controlată cu totul de această lumină pozitivă, plină de viață și adună zilnic mii de turiști interesați de decor, arhitectură și de programul cultural. Sculptura spectaculoasă realizată de artistul Jerry Udach, o adevărată operă de artă, a reprezentat Festivalul de Formula 1 din Londra. Sculptura are 28 de metri înălțime și a fost special creată pentru acest mare eveniment ce se desfășoară anual. Artistul nu a stat prea mult pe gânduri atunci când s-a ambiționat să facă o pistă atât de grandioasă. Piesa în sine este o secțiune triunghiulară cu o suprafață perfectă și pictată total în alb.